subiectului. Considerați că există un moromete al zilelor noastre, acel țăran adevărat. Adică țăran adevărat? Mhm. Dragnea. Simplu, scurt? Da. Păi nu e moromete, nu e mălăiere moromete acum? Există. Dar de replica aceea celebră din moromeții, poate ușor scoată din context, dar poate mă ajutați dumneavoastră să o plasez în context altfel. Vedem, da. Atâta timp cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu, să plecați. Ce ziceți? Așa cum sună, este o replică autoritară de asta, de dictator care vine și își impune voința. Nu, aici e vorba de altceva. E vorba de un tată care apără averea copiilor și a lui, avere pe care ăștia copiii zănatici nebuni vor să o fărmițeze ca să o vândă, să facă bani, să-și cumpere bomboane sau înghețată pe băți, mai știu eu ce vor să facă ei cu ea. Și ăsta ce stați cu minți acolo, ascultați-mă pe mine, că acolo ăsta contează. Pământul să fie întreg aici, asta e averea noastră. Și ori mă ascultați, ori dacă nu, plecați aici. Bun, dar cea la care mă refeream eu, i-ar putea fi atribuită cuiva? De pe scena politică? Să încearcă să se spună chestia asta, dar cine ascultă așa ceva acum? Cine poate să asculte? Cine mai poate să... A fost Ceaușescu, spunea chestia asta, nu? A spus și Băsescu, nu? Cum spunea, la profesor le-a spus-o, profesorilor cred că le-a spus-o. Dacă nu le plac, zice, să se ducă, să plece de țară, să lucreze afară, da. Ce a însemnat pentru dumneavoastră regele Mihai? Da. Și cum ați primit vestea trecerii în neființă a majestății sale? Păi, regele Mihai a însemnat regele meu, regele țării. Eu aveam 7 ani când el a fost, s-a urcat pe tron, când a fost proclamat rege și era iubit de toată lumea, îl iubeam din tot sufletul și l-am iubit toată viața dânsului și îl iubesc și acum, evident, regret enorm că nu mai trăiește, îmi pare atât de rău cum nu pot să spun, dar a fost regele nostru, regele țării și a salvat România de la una din marile catastrofe care îi se puteau întâmpla. Actul de la 23 august este un act măreț pe care l-a făcut regele. Pentru că, armintele, România ar fi fost călcată în picioare, distrusă. Ar fi fost teren de război, toată România. Lupte ar fi fost peste tot, ar fi dărâmat, s-ar fi dărâmat totul, s-ar fi distrus totul. Și n-ar fi avut cine să le pună la loc. Speram să mai trăiască, dar asta e. Există o limită a vieții. Putem trăi până la un moment dat. Așa că și eu mă aștept, adică nu, fără să mă consider rege, mă consider și eu trăitor, muritor de rând, dar nu pot să trăiești și nici nu-mi doresc să trăiesc o veșnicie. Vreau să trăiesc cât pot să fiu util, cât sunt sănătos și pot să nu deranjez pe ceilalți, să fiu un olog, un paralizat, unul care nu se poate mișca, trebuie să fie întors cu cearceaful, să-i nenorocesc și pe cei care sunt alături de mine, familia mea, și pe mine, că ai viață când stai nemișcat, nu poți să faci nimic decât că mai respiri încă. Asta e viața? Nu e viață. Mai bine. Cum ar fi arătat România altfel, ca monarhie? Mult mai bine decât arată în momentul de față. Pentru că aveam un rege. Înțelegeți? Regele este uns de Dumnezeu. Noi avem aici oameni care să ung ei pe ei înșiși, conducători acum. Ar vrea ei să fie regi. Ar vrea chiar să înființeze o dinastie teleormăneană, poate. Ar vrea să înființeze, dar n-au ceea ce avea regele Mihai. N-avea sfințenia, aerul ăla. Era rege. Era rege. Ce să-i faci? Ce părere aveți despre ce se întâmplă pe scena politică? N-am o părere bună deloc. Despre deciziile care se iau pentru tineri, să zicem. Părerea mea e că mergem pe un drum greșit. Se merge pe un drum greșit și nu e...
Nu e bine. Ce se face? Pentru tineri ce se face? Se face ceva? Nu se face nimic absolut. Nu există nimic. Există investiții, se deschid fabrici, se deschid șantiere, există posibilități, locuri de muncă noi în care tinerii să se angajeze, să câștige un ban, să-și poată întemeia o familie, să-și cumpere. Există? Nu există nimic, nicio grijă. Nu. Să măresc salariile, din ce? Că Moromete spunea, de unde să vă dau eu mai mult dacă atâta e? Ce vă deranjează cel mai mult? Și în București, și la societatea în care trăim. Mă deranjează gândirea asta. E un drum greșit pe care mergem. Avem niște conducători care nu ne conduc către ce ar trebui să ne conducă. Nu, e ceva... Eu fac parte din statul paralel. Sunt paralel cu conducerea statului. Nu vreau. Nu mă impresionează deloc. Nu înțeleg ce vor ei. Avem nevoie că vrem să ne rupem de Uniunea Europeană. E altceva, vrem altceva, vrem să trăim noi, să putem să... Nu are rost să vorbesc despre chestiile astea, că mă enervez și am spectacol de seară. Vreo minimă schimbare în 27 de ani? E bine, s-au schimbat foarte multe lucruri. Păi Ceaușescu, dacă ar învia acum, ar muri în clipa următoare de necaz. Pentru că n-ar mai recunoaște nimica. Păi n-ar mai recunoaște nimic. Ar vedea lumini aprinse în vitrină. Ar vedea vitrine cu mărfuri din abundență. Ar intra în supermarketuri, ar vedea alimente câte vrei. Atunci nu există, era gol totul. Mi-aduc aminte că în noaptea de anul nou, cred că chiar 89, anul 89, am stat în casă și seara am plecat cu fiul meu care avea 14 ani atunci, am plecat cu el, zic, hai să ne plimbăm puțin pe Calea Victoriei. Besnă totală. Am trecut pe Bălcescu, Bulevardul Bălcescu, Magheru, acolo. Besnă totală, nu nimic, toate vitrinele închise. Era, uite-mă, zic, capitala europeană, uite-te în ce gaură neagră trăim, uite-te în ce gaură neagră trăim. Asta era. Aici, în teatru, nu era căldură iarna. Nu exista, nu se putea face căldură, nu existau gaz. La centrala termică nu venea, nu exista gaz. Jucam în ger, publicul stătea îmbrăcat cu paltoane, cu căciulă, cu mănuși, cu fulare, șoșoni în picioare, stătea aici în scaune și se uita la spectacol și noi jucam pe scenă acolo. Se mai și stingea lumina, când ți era lumea mai dragă, era o pană de curent și... Chiar am jucat la lumânări aici. S-a întrebat la data, s-a stins lumina, ce așteptăm să se aprinde lumina, am întrebat publicul, sau jucăm la lumânări? Jucăm la lumânări, striga toată lumea. Și am jucat la lumânări. Cum vi se pare traficul din București? Nu, e o nenorocire, nu se poate. Mie mi-a expirat carnetul de conducere și nu l-am mai prelungit, pentru că nu puteam să merg, pur și simplu. Nu mai mergeam cu mașina. În București nu mergeam cu mașina. Mă apucă nebunia, pandaliile mă apuca. Că nu găseai un loc de parcare. N-ar trebui să te învârți o jumătate de oră până când prindeai un loc de parcare. Nu. E ceva îngrozitor ce se întâmplă cu asta. Cu mașini parcate pe trotuar, n-ai pe unde să mai treci. Pe strada în care stau eu, când m-am mutat acolo în 80, erau două mașini, una era a mea, dintre astea, acum sunt mașini puse una peste alta acolo, e ceva de groază câte mașini. Bine, este și în calea asta, coboară lumea de pe DN1, vin din provincie și trag repede acolo, că e o stradă centrală, mai izolată, bag acolo mașina și se duce și de treburi în București și vine și aia seara sau peste două, trei zile, cine știe câtă vreme o avea nevoie să-și rezolve treburile în București. E îngrozitor, traficul este îngrozitor și poluarea este îngrozitoare din cauza asta. Da, vreau că stau lângă Cismigiu, mai deschid geamă, mai prind o gură de aer curat. Despre justiție, ce părere aveți? Cum ar fi arătat România dacă nu ar fi existat DNA, de exemplu? Păi ar fi fost jefuită mai rău decât e acum. E rău? Acum DNA-ul a mai oprit un pic jaful,
Există o luptă pentru ca să desființăm DNA-ul și să putem jefui în voie, fără teama de a fi prinși, fără teama de a fi pedepsiți, fără teama de a răspunde de jafurile care se fac. Dar sper că totuși mentalitățile s-au mai schimbat, există o generație nouă de tineri care vin cu altfel de preocupări și nu tolerează, vorbeam de toleranță, nu tolerează asemenea manipulări din partea guvernului, manipulări, nu știu cum să le zic, asemenea concepții din partea celor care ne conduc. Pentru că e clar că altfel trebuie mers pe drumul ăsta de clădirea unei societăți noi, societăți curate, nu prin furt. Există, cine poate să-mi explice mie dintre cei care sunt în funcții de conducere acum sau și locale și centrale, averile care le au ei fiind toată viața bugetare, luând leapă de la stat. Justifică leapa aia care au luat-o ei în viața lor, toată viața lor, plus încă două vieți din familie, mai punem acolo. Justifică averile pe care le au în momentul de față? Poate că n-au fumat, nu? N-au fumat, au mâncat iaurt tot timpul, numai iaurt. Și, dar chiar și așa. Dar chiar și așa. Adică n-au mâncat, domne, au trăit fără cu aer. Atât au. Și toți banii care au avut, ți-au făcut case și pentru ei și pentru copii, mașini, vacanțe în străinătate, case în străinătate, resorturi în străinătate, Madagascar, Brazilia și alte. Și asta e situația. Dar se poate justifica? Nu se poate justifica. Deci ăsta ori au avut mătuși, Tamara și alte nume de mătuși, care au avut bani de la vechi țari, mă rog, ai Rusiei, ăia l-au dăsat lor prin moștenire, ceva, chestii, sau cine știe, Dumnezeu l-a fi trimis pe Sfântul Gheorghe cu niște cecuri la el și le-a dat ălora aproape. Nu poți să știi de unde au avut mătușile astea bani. Pentru toate aceste situații au ieșit, s-au adunat tineri în Piața Victoriei? Pentru asta, pentru faptul că se fure, pentru că se încerca să se modifice legile în justiție și să încearcă în continuare, nu să abandonăm lupta asta. Noi trebuie să fim vigilenți, voi tinerii și cu mine, care sunt mai bătrân decât voi, să fim vigilenți și să nu permitem așa ceva. Cum sunt tinerii din Piața Victoriei? Sunt oameni care au mai dat cu nasul pe afară, au văzut ce se întâmplă în țările democratice. Sigur, nimeni, nu există o democrație perfectă, nicăieri, dar există democrație. Dar sunt foarte mulți tineri care pleacă și aleg să nu se mai întoarcă. Păi, la ce să se întoarcă aici? La ce, dacă au găsit acolo de lucru, au găsit o țară în care ești respectat, ai posibilitatea să te dezvolți, la ce să se întoarcă aici? Ce facem noi pentru ca ei să vină înapoi? Să face ceva? În afară de vorbe? Nu se face nimic. Atunci, îi înțeleg. Că n-au de ce să... Că sunt români, să bată pieptul, sunt român, sunt mândru că sunt român și vin înapoi să stau aici în mizerie și cu leafă mică, leafă proastă, fără șanse. Fără șanse de viitor, n-ai ce să faci. Nu se investește în nimica. Investițiile sunt private, dacă sunt. Ce ar trebui să îi preocupe pe tineri acum? Să se descopere ei pe ei, să fie ei înșiși și să știe ce-și doresc, să lupte pentru a realiza ceea ce ce-și doresc. N-am ce să-i alt sfat să le dau. Nu pot să-i învăț să fure, că nu-i frumos. Nu pot să-i învăț să înșele, că nu-i frumos. Învăț să simt de ce au nevoie și să lupte pentru a-și crea un viitor bun. Alminterea nu se poate. Iar eu o să mor neștiutor. N-am cum să știu.